Salutare tuturor! Astăzi vom vorbi despre dreptul pacientului la inovație și tratament personalizat. Îmi imaginez reacțiile voastre: inovație, tratament personalizat în Republica Moldova? L-ați cu siguranță glumiți. Ei bine, din 28 decembrie 2023, legislația din Republica Moldova a fost modificată și completată cu mai multe articole noi, astfel că inovația și tratamentul personalizat reprezintă cel mai nou drept acordat cetățenilor Republicii Moldova. Haideți să vedem ce presupune acest drept și cum ne ajută în realitățile sistemului medical de astăzi. Dreptul la inovație și la medicina personalizată reprezintă două drepturi distincte prevăzute în Carta Europeană a Drepturilor Pacienților. Dreptul la inovație prevede că pacienții au dreptul la proceduri noi de diagnostic și de tratament în concordanță cu standardele internaționale, fără a fi aplicate constrângeri de natură economică sau financiară. Serviciile de sănătate au datoria de a promova și susține cercetarea în domeniul biomedical, acordând o atenție deosebită bolilor rare. Dreptul la tratament personalizat asigură fiecărui pacient dreptul la programe de diagnostic și de tratament care să se apropie cât mai mult de nevoile personale ale acestuia, cu mențiunea că dreptul la îngrijirea medicală va avea prioritate asupra criteriilor economice. În Republica Moldova, inovația și tratamentul personalizat au fost combinate în legea privind drepturile și responsabilitățile pacientului, articolul 5, litera R. Legislația definește tratamentul personalizat ca fiind un plan terapeutic adaptat la caracteristicile genotipului molecular al pacientului, cu utilizarea de tehnologii inovaționale avansate. Pentru inovație, în legislație nu există o definiție. În schimb, legislația include și o limitare, și anume că acest drept poate fi exercitat în funcție de disponibilitatea sistemului de sănătate. Așa cum am menționat deja, dreptul la inovație este strâns legat de cercetarea biomedicală, iar legea îi protejează pe cei care decid să participe în studii clinice, dar despre acest subiect vom discuta mai pe larg într-un alt material video. Indiscutabil, dreptul la inovație obligă autoritățile să asigure cele mai noi metode de diagnostic și de tratament pentru pacienți, dar din păcate știm că la etapa actuală tocmai lipsa de inovație duce la decese evitabile, în special în maladii cum ar fi cancerul sau bolile rare. La rândul său, medicina personalizată reprezintă un concept încă timid dezbătut în sistemul medical de la noi. Medicii își doresc să poată oferi tratamente croite, metaforic vorbind, în funcție de necesitățile clinice, biologice, dar și genetice ale pacientului, astfel că tratamentul să fie cât mai eficient. Tratamentele personalizate sunt tot mai intens solicitate în oncologie, ginecologie, dar și în bolile rare. Cu regret, o simplă completare a legii nu schimbă dotarea instituțiilor medicale, instruirea specialiștilor și nici progresul tehnologic. Este important însă să cunoașteți că legislația vă garantează dreptul la inovație și la tratament personalizat, iar aceasta înseamnă că puteți cere de la autorități ca acest drept să vă fie respectat. Atât a fost pentru astăzi, până data viitoare!